Consiliul Județean Botoșan a lansat licitația publică pentru achiziționarea a încă 18 microbuze școlare hibrid, care vor ajunge la Școala Specială Sfântul Stelian Botoșani și Școala Specială Ion Pilat Dorohoi, precum și la 16 școli din județ. Aceste microbuze se adaugă celor 26 electrice achiziționate de Consiliul Județean Botoșan prin PNRR și pentru care s-a semnat deja contractul de furnizare, precum și celor 3 microbuze primite la începutul anului școlar de la Ministerul Dezvoltării de școlile din Coțușca, Dângeni și Havârna. De asemenea, Consiliul Județean Botoșan va lansa în perioada imediat următoare o nouă licitație pentru achiziționarea încă 10 microbuze școlare electrice din economiile făcute la prima licitație. În total, Consiliul Județean Botoșan derulează proiecte cu fonduri Europene sau naționale pentru achiziționarea 54 de microbuze școlare electrice sau hibrid, la care se adaugă 3 microbuze școlare primite printr-un proiect al Ministerului Dezvoltării.